Este ultima lună din calendarul lui 2012, iar majoritatea agenților economici se gândesc deja la profiturile pe care le-au înregistrat în acest an și la bilanțurile pe care trebuie să le predea la administrația financiară. Însă, ar trebui să țină cont și de reînnoirea avizului de funcționare al magazinelor. Asta dacă nu vor să intre în ilegalitate și să plătească o amendă destul de usturătoare. În acest sens, angajații primăriei Făgăraș au făcut mai multe somații, astfel că respectivii agenți economici sunt așteptați la compartimentul autorizații. Este perioada bilanțurilor, agenții economici încheie un an, sper că productiv, fructuos pentru ei. Le dorim să aibă ani mulți în continuare și plin de succes. Ce să vă spun? În continuare trebuie să știe că orice activitate trebuie autorizată. Ei trebuie să vină să obțină acordul de funcționare. Condițiile deja le știu comercianții, agenții economici și făgărășeni, oricum vor fi consiliați, dacă vin aici primesc toate informațiile necesare. Mai sunt câțiva care sunt un pic restanțieri, dar le aducem aminte, dumneavoastră totdeauna le-a stat alături și le-ați adus mereu aminte că e păcat să dea niște bani pentru amenzi. Toți patronii care nu se grăbesc să își reînnoiască avizele de funcționare ale magazinelor riscă să scoată din buzunare și până la 2000 de lei.